Moldovenii folosesc tot mai des identități false pe parcursul anilor 2017-2018. Agenția Servicii Publice a depistat peste 460 de astfel de cazuri. Datele statistice arată că cel mai des încălcările sunt comise de către gemeni sau frați și surori care seamănă între ei. În 270 de cazuri s-a confirmat falsificarea actelor de identitate. În peste 220 de cazuri dintre acestea au fost deja finalizate investigațiile interne, iar materialele au fost transmise organelor de drept. De asemenea, angajații Agenției Servicii Publice au identificat 55 de persoane care au încercat să obțină permis de conducere pentru altcineva. În urma verificărilor, 27 de dosare au fost deja expediate organelor de drept. În unele situații s-a constatat că solicitanții nu se aflau în țară.